Iubitorii teatrului au fost răsfățați aseară cu o reprezentație de zile mari. La Buzău s-a jucat Barza domnului ministru, o comedie spumoasă desprinsă din repertoriul francez. A fost momente speciale atât pentru spectatori care nu se mai bucuraseră de ceva vreme de teatru, cât și pentru actorii de pe scenă. Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Mihai Ciucă, Laura Cosoi și Doina Teodoru au fost protagoniștii care au dat viață adaptării după André Roussin în regia lui Lucian Iancu. Un copil? Dar cum o să-i spune la salut taică-tu? Când o auzi? Ia cu, ce-o fi, o fi. Mai tu și spui? Este o catastrofă și-ți mai arde și de râs. Dar ce vrei, mama, să ne punem pe plâns? Dar cum a fost cu putință așa ceva? Nu știu. Dar nu mă întreba pe mine. Iartă-mă, te rog, iartă-mă, nu. Uite, sunt într-un hal fără de hal. Spectacolul a făcut parte din evenimentul la Teatru de Dragobete, eveniment organizat anual și a ajuns deja la a 7-a ediție. Organizatorii au oferit și premii speciale celor care au venit să sărbătorească Ziua Iubirii. Zi pe care Teatrul George Ciprian o sărbătorește de 7 ani. O sărbătorește pentru cuplurile care s-au căsătorit în acea zi, în această zi atât de emoționantă, Ziua Iubirii, cel mai frumos și mai nobil sentiment de pe pământ. Avem cupluri, avem persoane care se aniversează astăzi. Acum câteva luni chiar nu mai credeam că puteam să fim împreună de această, la această sărbătoare. Și iată că eu cred că odată cu Dragobetele, de ce spun Dragobetele, astăzi am fost la o altă instituție a Consiliului Județean, și foarte astea care mulțumesc și Teatrului George Ciprian și Muzeul Județean, că se bătorește așa cum se cuvine Ziua de Dragobete, am fost la o poveste Valentine's Day versus Dragobete. Ok, niciun fel de problemă, sigur că da, sărbătoarea de peste ocean e la modă, dar eu zic că Dragobetele reprezintă o sărbătoare de suflet a noastră, a românilor. Spectacolul s-a desfășurat cu respectarea regulilor impuse de pandemie, accesul publicului fiind limitat la 50% din capacitatea sălii.